Postul nu e un post veganic în modul vegan al acțiunii. Trebuie să le spunem că dincolo de a nu mânca și a nu bea înseamnă a te așeza totuși în liniștea lui Dumnezeu și că nu în ultimul rând nu e obligația de servici postul. E bucurie, este un mod al lui Dumnezeu de a se face cunoscut oamenilor și de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă adevăratul ritm al vieții. Apoi una dintre propunerile pe care putem să o facem liniștiți în timpul postului este să vorbim mai puțin, să muncim mai atent, să ne iubim mai cu grijă, să fim un pic mai atenți la tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, pentru că până la urmă nu vine chiar totul din construcția financiară și materială a lumii, ci și din partea morală a lumii. Trebuie să fim îngrijorați dacă nu reușim să ținem postul din punct de vedere al mâncării? Nu, trebuie să fim atenți ca să nu facem din a nu mânca obsesie și nici din a mânca obsesie, ci să învățăm să trăim într-un echilibru așa cum ne îngăduie Dumnezeu. Eu sunt convins că, de exemplu, cei care au munci foarte grele pe șantier sau în alte condiții de genul acesta, au micile lor de rugări dumnezeiești. Nu cred că Hristos stă cu o carte de rețete să controleze ce mănâncă oamenii. Dar răstignirea Mântuitorului ne obligă la un pic de mai multă atenție și să înțelegem exact asta ar trebui să fie principalul scop al postului. Noi nu mâncăm ca să mâncăm. Noi nu mâncăm să ne împărtășim. Nu doar nu mâncăm, ci nu mâncăm pentru a putea să mâncăm în noaptea de înviere trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Pe dumneavoastră, ca preot, cât de mult contează postul Paștelui? Foarte mult, pentru că mă ajută să-mi interesc în primul rând relația odată în plus cu toți credincioșii, pentru că vezi sute de oameni în postul mare, încă o dată spovedești, încă o dată chiar tu ca preot te reașezi în normalitatea preoției tale. Postul este un exercițiu pe care de fapt îl avem tot timpul, pentru că niciodată nu trebuie să mâncăm pe săturată, niciodată nu trebuie să facem niciun abuz. Cred că a posti înseamnă a refuza să te prostești. Nu vă este greu? Fără îndoială că e foarte greu. Cine a zis că e ușor? Nu există lucru bun făcut fără greutate. Este o operație pe conștiință deschisă. Pentru că dincolo de aceasta postul înseamnă spovedanie, postul înseamnă așezarea conștiinței tale dinaintea conștiinței lui Dumnezeu. Nu că în alt timp decât postul nu trebuie să fie așa. Dar odată în plus, o reactivare a celulei duhovnicești a fiecărui organism uman contează de fiecare dată. Ultima întrebare, părinte, e adevărat că suntem mai încercați în post? Putem fi mai încercați dacă nu suntem atenți și dacă facem din post un fel de drapel în vânt desfășurat din când în când spectacular. Postul nu are nimic spectaculos în el. Postul este o chestiune de exercițiu al smereniei și orice încercare se vindecă cu dezîncercarea. Pentru că de la Dumnezeu vin toate și spre Dumnezeu se îndreaptă toate. Sfatul meu prietenesc este să încercați de fiecare dată să postiți alături de rugăciunile unui duhovnic cu nădejdea în Dumnezeu și nu în ultimul rând niciodată socotind-o ca o sarcină de servicii.